legat de banii ăștia europeni, 350 de milioane de euro, nici aici lucrurile nu sunt foarte simple. Spunea ministru Boloș că autoritățile pot să achiziționeze echipamente medicale, apoi le decontează. De ce nu s-au gândit, nu știu, să facă o autoritate centralizată, iar fiecare spital, fiecare unitate sanitară să trimită un necesar, da? Lucrurile astea să fie centralizate, să fie administrate dintr-un singur punct, toată lumea va începe să achiziționeze, după care va merge cu hârtogăreala asta, cu hârtia, să-și deconteze din bani europeni. Bine, asta e una dintre probleme, dar dacă ne gândim la faptul că pe piață în momentul ăsta materialele necesare se găsesc foarte greu, mă refer la echipamente, soluții de dezinfectare, chiar dacă ai un necesar și fiecare unitate are un necesar, sigur, ce spuneați noastră rezolvă partea birocratică, dar e greu de găsit în momentul ăsta pe piață. Adică în criză, în momentul în care nu ai un anumit stoc, e destul de greu să găsești. Și ați văzut că în ultimul timp au fost greutăți mari legate de treaba asta. E greu să găsești în momentul ăsta. Și sunt în continuare, domnule doctor, pe ideea este următoarea. Dacă centralizezi bugetul într-un singur loc și negociezi pe sume mari, poți obține facilități și poți obține echipamentele. Adică ce vreau să spun, dacă un spital face o licitație pentru 10.000 de măști, dacă ea se face centralizat pentru 100.000, pentru 2 milioane, pentru 3 milioane de măști, după care se achiziționează lotul respectiv și îl împarți tuturor spitalelor. Da, e o gândire logică, e ok. Așa și este. Atunci, ce facem? În momentul de față, din ceea ce știți dumneavoastră, de la colegii dumneavoastră, aceste echipamente sunt necesare, ne ajung? Sunt informații că din 15 aprilie, spunea ministrul economiei, o să dăm drumul la producție de măști autohtone în România. Cel puțin chestiunea asta pare a fi rezolvată. Cât e nevoie? Dacă ține pandemia și situația asta, nu știu, 3-4 luni. Aceste echipamente nu numai că sunt necesare, sunt vitale. În mod clar că personalul medical trebuie să fie protejat. Vorbim de situația în care orice specialitate în momentul ăsta, nu numai spitalele care tratează infecția cu COVID-19, acum fiind o transmitere intracomunitară, orice pacient în momentul în care intră într-un spital are potențial că este infectat. Și atunci e clar că personalul medical în ansamblu trebuie să aibă un anumit grad de echipament. Sigur, diferă. Una e spitalul dedicat COVID-19, dar și cei care nu sunt dedicați au nevoie de aceste echipamente, de soluții de dezinfecție și așa mai departe. Și având în vedere că în următoarele săptămâni numărul de îmbolnăviri clar va crește, adică înainte de a ne fi bine și a vorbi de încheierea coronavirusului, vom vorbi de o perioadă grea, cu număr mare de îmbolnăviri. Asta înseamnă adresabilitate mare în raport cu spitalele și clar că o să trebuiască echipamente în permanență. Cu cât vin mai repede, cu atât mai bine. Și aș lua în calcul nu numai spitalele mari, că poate în spitalele din București lucrurile merg bine în momentul ăsta, sau mă rog, aproximativ bine. Dar trebuie să ne gândim la nivelul întregii țări, trebuie să ne gândim și în zona rurală, trebuie să ne gândim și la medicii de familie. Toată lumea are nevoie de echipamente la un moment dat, pentru că toată lumea vine în contact cu pacienți care au COVID-19 sau sunt suspecți. Domnule doctor, de ce spuneți că o să urmeze un vârf al infectărilor? Pentru că de ceva săptămâni s-au luat măsurile de distanțare socială. Măsurile care sunt motivele pentru care o să crească numărul de infectați? Bine, lucrurile astea se întâmplă, dacă vă uitați oriunde în Europa, o să vedeți că noi suntem dintre cei care ne merge relativ bine, ca să spunem în felul ăsta. Adică asta e logica lucrurilor. Atunci când ai un număr mare de persoane aflate în monitorizare, cum e acum în România, că sunt în carantină, că sunt în autoizolare, adică avem un număr mare, întotdeauna trebuie să ne gândim că din rândul acelor persoane, care sunt oricum suspecți, se vor selecta în fiecare zi noile cazuri de îmbolnăviri. Adică asta este istoria naturală, din păcate, pentru COVID-19. Deci, din păcate, asta e istoria naturală. E bine că în România, totuși, măsurile luate, poate că populația nu a fost atât de îmbătrânită, sunt mai multe criterii și le putem discuta, lucrurile au rămas într-o limită rezonabilă. Prin comparație cu ce se întâmplă, și nu vorbim de Italia sau de Spania, uitați-vă la Marea Britanie, chiar și Elveția, sunt multe țări care stau mult mai rău decât noi. Totuși, până ajunge, deci calculele ne spun clar că având acele persoane, cum vă spuneam mai devreme, care sunt monitorizate într-un număr mare,
cât timp ele sunt într-un număr atât de mare, e clar că vom avea încă îmbolnăviri. Și atunci vârful epidemiologic va fi probabil undeva peste o lună de acum încolo. Între sărbătorile pascale și 1 mai ar fi după logica de acum. Cu condiția să nu se întâmple niște lucruri care să schimbe acest scenariu. Și se pot întâmpla trei lucruri. În timpul sărbătorilor pascale, măsurile să nu mai fie la fel de stricte, adică să nu mai fie la fel de corect urmate, să vină mulți concetățeni din afara țării în această perioadă, și știm foarte bine că au început deja să vină, să ar fi al doilea lucru, și punctul 3, să apară noi focare, cum a fost în Suceava, cum vorbim în Brașov sau Constanța. Astea trei elemente ar putea să schimbe datele problemei în rău, bineînțeles, și să nu avem, așa cum ne dorim, undeva spre 1 mai, o scădere clară a numărului de îmbolnăviți. Da, aș adăuga cazul de la Țăndărei, da, acolo unde săptămâni, două, trei săptămâni, peste 800 de oameni veniți din diaspora, de români, da, s-au plimbat, au făcut evenimente, au petrecut și așa mai departe, practic au închis orașul. Asta ar fi o soluție să